Autoturism incendiat pe o stradă din Târgu Jiu în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 2023. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost sesizați cu privire la desfășurarea unui incendiu la un autoturism situat pe o stradă din Târgu Jiu. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului împreună cu pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, care au procedat la stingerea incendiului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită de săvârșirea faptei ca fiind un bărbat în vârstă de 35 de ani din Târgu Jiu, față de care a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Gorj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri corespunzătoare.